ziua și bine ați venit la Profund Online cu exerciții de matematică. Exerciții de matematică, dar nu ești de fizică. De matematică, asta face Profund. Clasa 4-a, testarea de testare. Tema pentru acasă. Tema. Încă mai avem din testele ceva? Da, n-am făcut decât un pic, două exerciții de la... Cum să zic eu, testele... Așa. Subiecte date la testare, da? Da, testare clasa, pentru clasa 5-a. Date la testare clasa a 4-a. Una dintre problemele de un punct este asta. Un ceas electronic afișează ora 19, 56 de minute și 31 de secunde. 19? 56 de minute. 56 de minute. Și 31 de secunde. 31 de secunde. Le arată cu 19 două puncte, 56 două puncte, că el ăla electronicul, știți? Nu știu dacă știu ei cu... A, dacă nu, hai să zicem, zici așa. 19 două puncte, 56 două puncte, 31 și 31. Așa. Cum? Cu două puncte, da? Da. Și asta, matematica asta. Matematica așa, dar 31 fără două puncte, un punct. 31, așa. După câte secunde se vor schimba pentru prima dată toate cifrele de pe ecran? Secunde? După câte după secunde? După câte secunde? Adică cât timp trebuie să treacă? Adică e greu. Adică ce oră va afișa? Ce oră va afișa? Toate? Dar să nu mai vedem cifrele astea. Niciuna din cifrele astea să nu mai vedem pe ecran. Zi! Le facem 60 minus 56. 60 minus 56. Care sunt la 4 minute. Și 4. Cassandra, hai să vedem. Daria, să fim atenți. Da. Ce oră s-a ieșit? Să vedem care sunt cifrele care nu sunt prinse aici. Că zice, trebuie să dispară toate cifrele astea. Da, până se vor schimba toate. Câte să nu mai văd niciuna din astea. Da. Ce cifre? Din mulțimea de la 0 până la 10, deci din mulțimea asta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dau, de fapt, 9. Ce vorbesc eu? 9. Nu? Astea sunt cifrele care le folosim în lucru. Dau deoparte 1. 9. 9. 5. 5, 6. 5, 6. 6 31. 3 și 1 am dat. Copii, trebuie să văd prima dată de după ce a afișat asta, situația imediat următoare, când ceasul va folosi doar cifrele 0, 2, 4, 7 și 8. Atât am voie să fac. Deci 0, 2, 4, 6, 7 și 8. Câte au fost folosite în prima fază? 1, 2, 3, 4, 5. Da? 5. Și la dispoziție cât mai am acum? 5. Încă 4? Sau 5? 5 mai am, da? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, următoarea etapă, am la dispoziție cifrele 0, 2, 4, 7 și 8. Vreau un moment, imediat următor, când, pentru prima dată, doar cifrele să fie afișate. Ar putea să fie 20. 20, tu spui, Daria. Da. 20. 2 puncte. Da. 4, 0. 4. 0. 0. 7, 8. 7, 8. A, ba, nu, nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun. Da. Nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun. Schimbați, vă rog frumos, acolo. Cu 7, 8 și... 7? Păi se poate 7. 7, 8, nu trebuie să, la secunde nu trebuie să depășească 60. 59. Un minut are 60 secunde. N-am văzut niciodată 78 afișat aici. Corect. A, gata, știu. 0, 8. Puneți 0, deci 20, 2 puncte, 0, 8. Dar e bine și 4, 10. 0, 8. 0, 8, 4, 7. 47. 47, da? Și s-au folosit toate cifrele și astea? Da. 0, 2, 4, 7, 8,
Da, sunt folosite toate. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Dar poate există un timp. Cu ce mă convinci tu că acesta este momentul imediat următor când vedem cifrele astea? Poate să fie o oră mai devreme? Păi adică un timp mai înainte de asta? Am putea să facem acolo, ar fi 4 minute până s-ar face ora 20 fix și atunci am putea deci, să facem 60. Dacă n-a fost un moment mai devreme în care să fi dispărut astea și să apară acestea într-o altă ordine. Dar da? Trebuie să le folosim pe toate. Deci să nu mai fie niciuna din asta. Da, și dacă punem ora 20.00.00 nu e ok? Ia să vedem, mai citim o dată problema. Acum vă citesc. Să vedem încă o dată. Eu m-aș fi dus pe 20.00.00. Ia să vedem. Da. Mai întreabă după câte secunde. Păi se schimbă toate. Păi la, când ajunge la 20.00.00, se schimbă toate. Într-adevăr se schimbă toate. Date și atât. Dacă deci, nu spune... un ceas electronic afișează ora 19.57.31. După câte secunde se vor schimba pentru prima dată toate cifrele de pe ecran. Deci nu în momentul în care se face ora 20.00.00, se schimbă toate. De acord, de acord. Nu? Dar să vedem dacă nu există un moment mai devreme. Și mai devreme? Aici e povestea. Ba nu, că nu putem, nu poate să mai fie ora 19. Deci 58. 19 trebuie să dispară. 19 trebuie să dispară. Deci dispare 9 ăsta să facă 0, 2-0. Nu mai fie mai devreme. Ăsta e primul raționament corect. Da? Ăsta a fost motivul. Deci la întrebarea mea, Daria, la întrebarea mea, dacă nu mai devreme, că n-aveam argumente, spun 20, gata, ăsta ar fi. Ăsta ar fi, spuneam, am folosit, nu? Da. Dar acum, Daria spune, eu trebuie să depășesc ora 19. Ca să depășesc nu ora 19, văd că s-au aglomerat 56 de secunde, da? Dacă zic 57, rămâne 5, nu-mi place, 5 o trebuie să dispare. Și atunci ai văzut repede că în clipa în care apare 9, da? Deci când dispare 9, ești obligată să dispare 9, trebuie să fie 20. 20, 2 de aici este o cifră care îmi place mie, ca oră imediată. Dispare și 9, deci 20, da. Iar în rest, nemai fiind niciuna din cifre condiție pusă, înseamnă 000. Corect. Da? Deci asta este. Nu spune să fie cifre distincte, nici n-aș putea. Cu 2, 4, 6 poziții și având mai 5 la dispoziție, ai 5 cifre, n-aș putea să formez numărul de cât, să acopăr toate cele 6 locații. Corect. Da. Concluzia este, Cassandra, urmărește, nu? Urmărește. Îți place povestea? Da. Deci povestea e foarte frumoasă. Faptul că trebuie să dispară 9 este argumentul cel mai important. Și ceasul merge înainte, nu merge înapoi, nu? Atunci trebuie să apare aici ora 20. Se schimbă toate, 56, și 30. Se schimbă, dispar toate 20.00. Deci momentul mai în față este 20.00.00. Aici a fost să stabilim ora prima dată când dispar. Și acum trebuie să vedem diferența. Păi cred că și... Cât? Păi trebuie să facem 60 ori 4. Zi. Cât? 60 ori 4. Pentru că mai trebuie să fie 4 minute. Păi da, mai uite, mai sunt 31. Facem 60... Păi da, zi, zi, facem, zi, facem 29 plus 60 ori 2. Și o să ne dea... 29. Și nu zi 29. Păi ca să-mi dea... 60 minus 31 e 29. Da. Ca să fac... Păi 29 de secunde. Asta vreau și eu să fac. 60 ori 4 plus... Hai să facem o disciplină. Să urmărim colegul până când epuizează și pe urmă ridicăm mâna și continuă celălalt. Da? Că altfel nu ne înțelegem. Exact. Așa s-a trebuit să fie disciplina de la clasă totdeauna. Păi dacă noi adăugăm plus 29, o să ne dăm la secunde, spune. Da, la secunde. Dacă adunăm 29 la secunde, am făcut cât? Un minut. Care s-a dus aici. Am făcut 57. Dar urmărește, s-a făcut 57 și acolo câte minute mai rămân? 3 minute. Deci 3 minute și 29 de secunde. Și în secunde ce înseamnă asta? 159. 209. Da, n-am mai adăugat un 60 de acolo. Păi trebuie. Deci după câte minute? După 209 secunde. 209? Spui după 209. Secunde. Adică... Secunde. Din 20...
din ora 20. 00. 00. 00. 00. Trebuie scădem pe 19. 19. 56. 00. 56, da. 56. 31. Ia uitați-vă la locul. Asta e ideea. Și încep scăderea. N-am. Ce mă fac? Ce mă fac? Păi împrumutăm. Ne împrumutăm la ore. Da. Ia o oră de aici. Da. Și o transform în 60 de minute. Minute. Da. Deci voi spune etapa următoare, echivalent, cu scrierea următoare. Ia scrieți la domn profesor. 19, da. 60 da. De minute și 0,0 secunde. Da. Apoi de sus cu 19, 56 și 31. Încep să scad. Încep să scad. Nu prea pot. Aici e iarăși o problemă. N-am deloc secunde. Luăm un minut. Îl transformăm în... Luăm un minut din 60. Fac 60 de secunde minutul. Păi da, atunci... deja în 60 de secunde... Hai să vedem. Echivalent cu? Urmărește. Dar ce frumos este. Da, numai că n-am înțeles. Păi dacă acolo deja s-a făcut 60 de secunde... Unde s-a făcut? 60 de minute? Nu. Dumneavoastră ați zis că de acolo luăm un minut și vă punem la secunde 60. Și atunci... Aici rămân 59. Da, numai că atunci... Daria, hai să scrie domnul profesor. Daria, stai să pun, să scrie domnul profesor și ce urmărește și după aceea te explică. Bine, 19. 59, e bine, Casandra, 59 de... Minute. Minute, că iau un minut să-l pun înapoi aici la secunde. Îl punem la secunde. Duc înapoi. 59 de... Minute. 60 de secunde. Minus. Da? 60 de secunde. Minus. 19. Ora 19. 56. Și 31. Și 31. Acum pot să fac scăderea? Ia uitați. Tragem linie și scădem. Și noi vă explicăm cum am ajuns acolo. Mai leu încă o dată. Încă o dată, că aici e frumusețea problemei. Este spectaculos. Problema e foarte tare, foarte frumoasă. Îmi plac și teribil de mult. Pentru că autorul a spus așa. Prima dată, mi se afișează ora asta. După câte secunde, va fi o situație în care ceasul să afișeze absolut o oră, prima dată, în care se dispară toate cifrele sus. Se dispară toate cifrele sus. Asta este foarte important. Și atunci, Darea a sesizat chestia foarte frumoasă, e ora 20, corect. Am încercat la început să punem așa la întâmplare, dar așa la întâmplare n-a fost o idee deșteaptă. Atunci am zis, a intervenit tu, 20.00.00. Tot se schimbă tot. Am citit mai atent acolo formularea, acesta este momentul și n-aveam argument suficient. De ce asta ar fi? N-ar fi un moment mai în față? Și dacă ar fi un moment de mai în față, ar fi trebuit să înceapă cu 19 ora. Da, și atunci nu se schimbau. Corect. Foarte tare problema. Și atunci ne-am hotărât. Ăsta e primul moment când s-au schimbat toate și am încadrat momentul acesta. Și deci din ora pe care o avem afișată, scădem ora la care am privit data. Da. Și acum ne-am pus în situația asta delicată, că nu pot să scazi, n-am secunde aici. N-avem secunde, nici minute. Și ce am făcut? O oră, am luat-o din 20 și am văzut-o ca o oră cu cine? 60 de minute. Iată situația de aici. Dar încă sunt în dificultate, că n-am secunde. Am luat un minut din 60 și l-am făcut 60 de secunde și mi-am aranjat atât la secunde cât și la minute. Mi-am aranjat așa o situație favorabilă în care poți face scăderea acum. Da. Și de ce, uite, ăla 60 de secunde de acolo se transformă într-un minut care merg la 59. La 59 plus 1, iar 60. Și iarăși ele se transformă într-o oră care merg la ore acolo. 19 și fac exact. 20. Exact. Acum am făcut mersul înapoi. Exact. Din ora aceea am trebuit să o ajung. Și acum scădem. 1 din 10. 1 din 10 nu se... Ei, nu se da, 1 din 10. 9. 9. 3 din 5, 2. Și la 3 minute și 29 de secunde. Aici 6 din nou, 3. 3 și apoi nu mai puneți nimic. 3 minute și 29 de secunde. Dar ne întreabă după câte secunde.
Și facem 60 ori 3. Așa, da. 29. 60 ori 3. Ori 3. Egal cu 180. Da. Plus 29. Plus 29. Este egal. Cu 209 secunde. Răspuns. Răspuns. Răspunsul este asta. După 209 secunde. Da, după 209 secunde. Da. După 209 secunde afișează toate orele o oră, afișează o oră în care toate cifrele se schimbă pentru prima dată toate cifrele. Se schimbă pentru prima dată toate cifrele. Toate cifrele. Întrebare. Hai să ne punem o altă problemă aici. Care este momentul, care este cel de-al doilea moment de la afișaj, la afișajul acesta, care este cel de-al doilea moment, încât să se schimbe din toate cifrele. S-a schimbat odată la ora 20.00. Și care ar fi următorul moment? Când se schimbă toate? Când se schimbă toate acele dinainte, tot cu ochii pe ele dinainte. Păi da, la zi, fii ce-a spus. Ce zic? Nu, că unde aștept. Da. Păi știu. Păi așa. Vi. Deci, după 2.00, da. Următorul moment când se schimbă. Care ar fi următorul moment? 2.00, toate. Când se schimbă toate. Când se schimbă toate ele din 2.01.00.00. A, ba, nu se poate, stați puțin. Pentru că e același număr de 0. Deci nu trebuie să apară 1. Deci nu trebuie să apară 1. Nu trebuie să apară 1. Stai. Trebuie să apară numai 4, 7 și 8. Nu, nu, nu. Asta a fost un moment când s-au schimbat astea toate. Da. Păi trebuie să apară următorul numai... moment când astea se schimbă. Tot după primul? Tot, păi trebuie să apară 4, 7 și 8, că noi am dat jos pe 2 și 0. Deci, care este momentul imediat următor, după care acele cifre... 2, 4... Nu mai apar. 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2. Pentru 24 nu este ora 24, că e 0. Da, dar noi nu avem. Haideți să vedem. Alte posibilități decât să folosim cifrele 0, 2, 4, 7 și 8. Hai să uităm. 0 și 2 le avem aici, da? 20 este, da. Dar noi le mai putem folosi. De ce? Le putem folosi pentru că ele fac parte din grupul ăsta. Da, trebuie să le schimbăm pe toate. Nu am spus problema să le schimbăm pe toate. Să pe toate acele de sus. Toate. Să nu apară ăla de la început. Eu am o ură extraordinară pe astea. 2-0-0-0-2. Corect. Deci 2-0-0-0-0-2. Sigur că da. Este imediat următorul moment când nu mai sunt cifrele din al doilea, din prima fază. 2-0-0-0-0-4. 2-0-0-0-0-0. Sigur că da. Tot așa, 8. Apoi putem să punem 2-0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 -
ușurică problemă, dar mai facem încă una. Ok. Adică doar trebuie să gândești deja ce. Ceasul afișează ora. Da, ceasul afișează ora. 1 2 3 4 5 6. Da. 1 2 3 4 5 6. Peste câte secunde pentru prima dată va afișa o oră în care să nu mai fie niciuna din aceste cifre. Dumneavoastră trebuie să le faceți problema ușoară. Nu știu cum fac ușoară. Păi, uitați. Eu m-am gândit să facem 60 minus 34. Ca să aflăm câte minute mai avem noi ca să se facă ora 13. Da, 13 și 1 nu se schimbă din față. Domnul profesor, deci toate. Și 1 se din dispară față. Toate cifre. Ce cifre rămân mie la dispoziție? 2, 2, 0. Ba nu, nu, nu. Deci 0, 3, nu, 0. Așa, 0, 7, 8, 9. 0, 7, 8 și 9. Cu aceste cifre, construim prima dată o oră. Știu. Care? 7, 7, stați că trebuie să fie peste, nu? Sau trebuie, putem spune pentru cifre? Prima dată. Pentru prima dată. Următor moment, mai bine. Să schimbe toate. Să schimbe toate.
0. Hai că vorbim la începutul tale. Păi da, se poate și ora 0, 0, 0, 0, 0, 0. Da. Adică ora 12. Se poate, da, noaptea. Da, 12 noaptea. Dar dacă până la 12 noaptea... Mai, nu mai aveți. Da. Dar nu mai aveți. 17. Nu aveți, că rămâne 1. Nu mai aveți. Nu prea avem. Până la 0, până la 0 noaptea nu mai aveți. Mm. Până la 0. Dar nu mai aveți un profesor. Chiar nu mai avem domn profesor. Nu, că 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 1. Deci din față. Da, și după aceea apare 2, îl avem. 2, 2, 3, 3, avem. 3, pe 3, îl avem, pe 4, îl avem, pe 5, pe 6, îl avem. Numai, până la 0, 0, 0, 0, 0, niciun an mai aveți. Da. Dar eu știu și momentul următor că după nu, aia. Că nu da. Putem, a, a, da, până la șușu. 0, 0, 0, 0, 0, 7. 0, 0, 0, 0, 0, 8. Deci asta, haide să vin cu argumente foarte tare, poate la asta, deci nu se poate să punem cifre mai mari de 6. Nu. 6, mai mari de 6, adică, nu. La zici? Cum, la... Da, zic. Când ne exprimăm aici, nu pot să spun că am 78 de minute. Nu, dar da, la, da, la unități putem. La, la unități. Da, la 57, 59. Aici, 50 și... 7, 59, da, sau 0, 7, 0, 9. Dar 57, atenție, 57 rămâne 5. Nu, ea vrea să zică că nu putem să facem pe 7. Are grijă și o face observație frumoasă. 78 nu putem. Da, din cifrele astea nu putem forma minute și nici secunde. 07, 08, 07, 09. Da, 09, de acord, de acord. Eu am greșit. Dar 10 le folosite. Pe poziția 10 lor. Da, nu putem. Corect. Pe locul 3 și al lui 5 nu pot fi folosit 7, 8 și 9. Nu. Asta. Da, asta vreau să zic. Am înțeles, de aia am făcut și eu fost. Da, explicam. Nu te exprimam bine corect ca să ajungi cu mesajul, dar tu asta ai vrut să spui. Da. Că locul 3 și al 5, niciuna din cifrele 6, 7, 8 și 9 nu pot fi folosite. Atunci, singura cifră care rămâne este 0. Corect. Ca să schimbe tot. Urmă. Foarte tare, Dacianu. De ce avem problemă? Problema să începe să o mișcăm. Da, da. Am dat 0, 0... 0, 0, 0, 0. E 12 noapte. 0, 0. 0, 0, 0. 0, 0. Ca să dispară 1 și 2. Da. 0, 0. 0, 0. 0. Și o vedea ce o pune. 0. 0. Și ce o vedea ce o pune. Dar de ce o pune cea mai mică? Trebuie să puneți prima dată, prima dată, zero, 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 zero. După ce ați văzut-o așa, este o primă oră. Oră, nu minute. După câte secunde, de acolo din sus, da, va fi, nu secunde, hai să zicem ore. Ore. Ore și minute. Ore și minute, să dau ca diferență. Va afișa... Ora asta? Nu. Că e destul de greu. Se schimbă toate, da. Tot alea de sus, zice domn profesor. Da, toate acele să se schimbe. Va afișa așa, să zic, 0, 0, 0, 0, deci ai... 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8. Stați, ce-i zis? Așa, nu știu, da. Știu. Deci, cât a durat, hai să formulez asta, cât a durat de aici până aici? În secunde? Da, în secunde. Nu. Facem 60 ori 9. Plus 60 minus 8. 60 ori 9. 9. Plus? Plus 60 8. Minus 8. De ce plus 60? Adică câte secunde ar fi până... Pe 8. Plus 8. Plus 8. Asta se sapă. Ah, da, mă scuzați. Da. Și atunci ar fi 60... 4 ori 9. Ori 9. Sau să spun că eu nu am scris asta. Deci, 0 ori 9, 0. 6 ori 9. 54, 540 plus 8, 540 plus 8, 548 secunde. Da, am înțeles. Acum putem face diferența, ce putem spune? Acum vă spun așa, cât este timpul care a trecut de la, se afișează seara, la 23, deci văd așa afișează, 23,
41 și 23, 41 și 15 secunde. După care trece un timp și văd afișajul așa. 0, 1, 13, 0, 2. Mi-afișează. Câte secunde au trecut între afișajul de aici și afișajul acesta? Ora 23 și până la ora 1 noaptea, nu? 1 noaptea și cu minutele și cu secunde și ne apucăm de treabă. Deci... Păi am putea să facem 15 minus 2. Apoi păi le scădem! Le scădem 22 minus 1, 41 minus 13, 15 minus 2 și așa vedem câte ore, câte minute și câte secunde. Dar cum se scade eu din 1 pe 23? Nu, iar din 23 pe 1. A, vedeți că nu care le știe el. E 1 noaptea acolo, mama, așa la 11 noaptea, 23. Dar a putea cumva... Păi numărăm pe degete. Daria? A putea să facem așa, gen, la ora 23, 4 minute și 15 secunde, până la 1 noaptea, 13 minute și 2 secunde. Păi așa vrem, da. Până la ora? 1 noaptea, 13 minute și 0 secunde. Așa vrem, da. Asta e. Cum să facem? Voi asta face... Cum scădem din asta cu asta? Păi facem... Păi 41 de minute putem să luăm așa ca pe o oră, ca să facem 41 de minute. Da, până când se face 60 am putea să facem chestia asta. Adică noi avem 41 de minute. Da. Să facem 60 minute minus 41, ca să ne dea câte minute am avea. Până când am ajunge la o oră, că pe copeta o oră, da? Da. Ca să duci la ora 12 noaptea. Asta nu vreau să văd, dacă știe că e 12 noaptea. Tu vrei să-ți dai 12 noaptea, dacă e 23, să-ți dai 12. O oră și câteva minute și... Nu. Și câteva secunde. Până la 1? Da, până la 1. Că am completat cu o oră. Păi putem să vedem câte ore sunt. Da, nu face, iubita mea, că facem împreună. Hai să vedem cum judecați, cum să facem. Păi am putea să vedem câte ore sunt între 11 noaptea. Și 11 noaptea și 1 noaptea. Și păi nu, ar fi cam 10 ore. Nu. Sau... Încercăm. E ora 23. Ora 00000 de care am discutat e ora 24. Deci ori 0000, ori 24000. Trec 2 ore. Să raportăm la 24. Deci trec 2 ore și putem să facem 2 ori 60 plus 13 secunde. Copii, fetelor, 0000 poate fi privit identic ca formă de exprimare 24000. Ați înțeles? Ori spun 0000, ori spun 24000. Da. Și atunci am întrebat intermediar aici, corect, afișajul, care s-a întâmplat. Care 24000000. Așa și-a spus aici. Ora 0, noaptea. Ora 12 noaptea. Și pe aceea adau o oră și 13 minute, dar întâi se raportează scale 24. Sigur că da. Deci eu bag un intermediar de comparație. Intermediarul de comparație este ora 000, care înseamnă și 24000 ca progres al orelor. Să ne ajute ca evoluție. Deci, o să surprind aici, Daria, te o să urmărești. Da, da, pe 24, 0, 0, 0, 0, care de fapt, același lucru cu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deci, ori 24, 0, 0, ori 0, 0, 0, 0, 0, este același lucru. Iar dedesubt, afișajul va însemna ora 01, da, 01, 09. Nu 09, 13 parcă. Este la 13, nu mai știu nici. Da. 13 și 13 și cât mai are? 02, 02. Da. Aici e momentul de frumusețe în problemă, pentru că am trecut de ora de la 23, care era în prima parte, spre numeratoarea încă de la început, din nou. Începe a doua zi. A doua zi. Începe. Da? Că toate, fiecare zi începe de la 0 la 24. 0, 24. Ei bine, acum dacă noi aflăm diferența dintre 24.00 și 23.41... Pe care o putem face, că din 24 putem să scădem pe 23, mare atenție! Îndată mai adăugăm
cât s-a întâmplat de la 0 încolo când a început numerotarea pe o oră, 13 minute și 2 secunde. Exact, și repede merge treaba. Așa era, asta e povestea. Și altfel, să vedem cum să facem. Un pic. Deci, Casandra și cu Daria, în clipa în care am trecut de ora 00 noaptea și v-am pus o oră în față, o anumită oră de afișaj în față și pe urmă de după, eu am strecurat în culise ideea că voi veți avea nevoie de comparația asta cu 00. Altfel nu puteți. Altfel, dacă scădeți din ăsta pe ăsta, nu mergeți, sunteți nebunite. Și pentru toți prietenii noștri, aceasta este un șir retlic pe care propunătorii îl folosesc pentru a pune în dificultate pe ele. Da? Deci eu aș fi făcut și chestia asta ca idee pentru... Ei, pentru un punct, dacă le-a dat una grea. Au, de două puncte, una grea. Imediat mă întorc și acolo. Dar am vrut să văd și aici. Am exersat încă pe asta. Corect. Cu ceva am pus. Și mai... eu aș vrea să văd dacă știu să scadă din 24 pe 25. Acum facem. Iată, acum ne pregătim. 24.00 și 00 minus 23.41 și 15. Da? Da, știu să scadă. Hai să vedem. Zi. Păi, ne împrumutăm de la acel 4. Și ar veni o oră. 10, da, o oră. Și ar veni 10 minus 5, 5. E echivalent. Scrie așa echivalent. Da, echivalent. Cu 23. 20. Dacă luat o oră, se face 23 acolo. Da. 0 minus 5, 5. Stai, fata, nu 0 minus 5. Zi în continuare. Câte minute? Dacă ai luat o oră de acolo. Stai puțin. Păi nu știi. Această oră facem câte minute? 60 minute. Deci 60. Și 00, da? Și de 19. O pic. Vede sus, spune 23. 00. Nu. Și 00. Aveați 43. 23, 41 și respectiv 15. Da. Și acum scădem echivalent cu... Ia uitați-vă, puteți să scădeți? Iar sunt dificultate. Ce necăzi sunt? Păi dar scad și iau acum de la minut. Corect. Loc de 1 minut. Așa ar fi 23, 23 de ore. 23 de ore. 59 de minute. Și? Și 60 de secunde. Așa. Deci vom spune acum echivalent cu 23 de ore. 59 de minute și 60 de secunde. Minus 23, ora 23, 41 și acum se poate scădea fără. A, mi-am făcut rost de minute și secunde. Și ne luăm de la 6 și facem 10 minus 5, 5. Da. Și apoi ar fi 5 minus 1, 4. Apoi 9 minus 1, 8. 5 minus 4, 1 și ne dă 18 minute și 45 de secunde. 18 minute și 45 de minute. Ca să vedem. Să adăugăm 41 și 15 minute. Nu, iubita. Până la o oră și 15. Nu. Ai un pic de răbdare. Nu mai vorbiți fără să... Analizăm. Că se pun întrebări, exact. Gândim. Deci, unde vrem să ajungem? Până la ora 0 noaptea, am văzut 18 minute și 45 de secunde. După care începe ceasul să meargă și măsoară o oră, 13 minute și 2 secunde. Păi noi acolo am uitat o oră. N-am uitat o oră. Unde? De la 23 la 24? Nu. Păi am transformat ora aceea de la 24 până la 23. Aici am făcut mișcarea. Și acum s-a ajuns la 12 noapte, când afișajul era 0000. Uite câte minute, 18 minute și 45 de secunde. Deci a durat de la... Așteaptă, Daria. Daria, te rog, te vreau să înțelegi că trebuie să te porți altfel. Exact. Că la clasă, dacă vom faci ajunge, așa? Eu nu pot să conduc așa lecție. Corect. În clasa aceea nu mai ești numai tu și, dată fiind relația noastră, nu ne putem permite așa acolo. Deci relația va fi de respect total. Da? Disciplinați-vă. Și nu voi avea... În clasa ta. Uite, acum că stai de vorbă cu mine, nu așa să stă. Hello! Da? Profesorul ți-a tras atenția. Este vorba de a avea atitudine corectă. Multă grijă, da? Deci, Casandra și Daria, până la ora 24, s-au scurs, pentru că noi am făcut acea diferență, câte minute și câte secunde.
Recitați-le, le-am aflat, 18 minute și 45 de secunde. Și ceasul s-a transformat în ora 24. Cu acele minute. Cu așa, apăritorul da. Acelor minute a ajuns acolo. Deci nu era o oră acolo, între 24 și 23. Erau, uite, nu, între 24 și 23 nu e o oră. De fapt, uite cât mai erau până la ora 24. Atât. Acum domnul profesor mă întreabă până la ora 1. Gata, a început o altă zi, e 00000, a început o altă zi. Cât s-a mai scurs acum din a doua zi? Mai adăugăm... O, adăugăm la cele 18 și 45 o oră, 13 minute și 2 secunde. Bravo! Da, deci asta a fost povestea. Voi vă legați de ora aceea, 23-24, dar ea a fost transformată în minute și secunde. A fost transformată în cât a fost? 59 de minute și 60 de secunde ora aceea. Ca am avut nevoie ca să pot fac scăderea, să văd exact cât timp mai trece de la 41 și 15 până la 59 și 60. Și uitați-vă, domnul profesor, cât este de drăguț cu voi ca să vă învețe, vă arată pas cu pas că a luat o oră și a făcut 60 de minute. Dar eu deodată v-aș fi spus, Casandra, Daria, eu deodată v-aș fi spus 59 de minute și 60 de secunde ca să nu mai trec prin ăsta. Înțelegi, domnul profesor, a luat o oră de aici, 60 de minute, drăguț. Eu v-aș fi zis 59 de minute și 60 de secunde, care tot o oră înseamnă. Da, dar cu asta s-a văzut că am trecut prin intermediarul ăsta. Da, asta e, domn profesor, vrea să... Da, să înțelegem bine, în profunzime, toată chestia asta. Fel, n-am făcut nimic. Da. Deci, să recapitulăm, până ora 12, noaptea, sau 00:00, s-au scurs 18 minute 45. De acum, până la ora 1 și 13 minute și 2 secunde. Ia să vedem cât se scurt. Ia să facem o adunare acolo. Păi, am făcut eu. Ia. Da, eu. O oră și 13 minute. Așa. Ați zice, plus, ca să ați zice, plus o oră. 13 minute. Da. Și 2 secunde. Zi câte valoare. O oră și ce am aflat. Zi, 30 și... Așa, 31 de minute și 47 de secunde. Deci avem o oră, va rezulta o oră. Da. 31 de minute. 31 de minute. Uite așa se pune în matematică. Și respectiv? 47 de secunde. Atât a fost timpul acesta care a trecut. În intervalul care de la afișajul acela care l-am dat până la afișajul acesta. Ați înțeles? Atât și nu putea și acum transformați tot în secunde. A, ori își face... Tot un secunde, frate, domn profesor. Tot un secunde. O oră are 60 de... 60 de minute și facem 60 și ori 60. Dania, 60. Da, 60 ori 60. Pentru o oră, ca să când se da, de dată. Da, și 60 ori 60 ori 60 plus egal 60 o oră, da? O oră. O oră. Da. Plus 18 ori 60. Care 18? Ai 31, facem. Ai zis. 31, da, 31 ori 60. 60 egal cu, să vedem. Și la care o să adăugăm 47. Așa. Deci timpul în secunde ar fi așa. Timpul. În secunde. Da, timpul în secunde. În secunde. Egal cu 3600. Egal cu 3600, 60 ori 60 și facem 3600. Plus. Hai să vedem repede, facem 6 ori 1, 6. 6 ori 3, 18. Și punem 0, 1860. Și plus. 47. Vă rog să faceți. Toate sunt secunde. Secunde, secunde. Și va fi egal cu 0, puneți la da. Așezați-le cum știți voi. Faceți adunarea asta. 7, 0. Nu ne spune tu. Hai mai pe jur un pic. Gata. Cât zi? 5507 secunde. Este mand așa pe deasupra? 3600 și 1800. Se duce la 5.000, da. Se duce la 5.000, e, 5.000 și cât ai zis? 5.507. Am mult 5.500, zic eu. A? 4, 6 și 14, da, 5.507, da, 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 da,
fiindcă mi-a plăcut problema asta, mai facem încă una, ca să mă convingeți bine. Imediat. Știi ce? Nu multe probleme, una cu mai multe variante. Că învățăm din fiecare, dacă ne ducem la o alta și nu... Da? Da, e un punct, un punct, dar era important ca aici este gheșițul când vreodată îl vor mai prinde și va fi surprins într-o altă variantă, să meargă. Da? Noi avem tot timpul să facem antrenament, dar cum primim ocazia asta, cum săpăm adânc? Deci avem varianta de a gândi pe mașina aici. Ia să vă mai dat un profesor una. Deci nu, okay. Nu mă frământă să am, să parcurg mult. Dar vreau să treceți prin timpul gândirii și să dar raționăm. Dar e puțin mai greu atunci când ne dați niște... Să trecem prin intermediar, nu? Da. Păi, dar ăsta este și secretul. Deci facem pași. Facem pași în toată povestea asta. Da? Deci afișează, iată, ceasul electronic. 22, da? 47 de minute. Și 59 secunde. Da, da. După cât timp va afișa 00 37 de minute și 01 secunde. Nu e grea. Nu e grea deloc. 41 de secunde. Mai lăsăm. Să facem și cu asta, să vedem. Hai să vedem. 41, poți să oprești ca să începe. Ca să fie două.